Legendele spun că primele flori de mărgăritar au răsărit din lacrimile Fecioarei Maria atunci când Iisus, fiul ei, a fost răstignit pe cruce. Convallaria Maialis, pe numele său științific, mărgăritarul este cunoscut sub diverse alte denumiri populare, cum ar fi dumbrăvioară, clopoțele, lăcrămioare sau iarba Sfântului Gheorghe, și este răspândit în regiunile deluroase și de câmpie din Europa, nordul Asiei și America de Nord. Mărgăritarul adoră umbra și răcoarea pădurilor de foioase și înflorește în lunile aprilie-mai, răspândind în aer un parfum suav și îmbietor. Buchetele de mărgăritar sunt favoritele doamnelor și domnișoarelor, în special mireselor. Îl întâlnim primăvara în toate piețele de flori din România, îl cumpărăm și îl oferim cu drag mamelor, surorilor, soțiilor, colegelor și prietenelor noastre, fără să știm că de fapt dăruim una dintre cele mai periculoase plante și flori din lume. Serele, pepinierele și piețele din România abundă de flori și plante ucigașe, comercializate fără niciun avertisment asupra pericolului pe care acestea îl pot reprezenta pentru oameni și animale. Animalele lor de companie. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului este străină de acest subiect. Desigur că nu v-ați așteptat să aflați că toate părțile acestei plante cu flori delicate, inclusiv fructele, sunt extrem de toxice. Ingerate chiar și în cantități mici, pot produce de la dureri abdominale, vărsături, amețeli, reducerea ritmului cardiac și până la șocul cardiogen prin oprirea inimii în sistolă, scăderea tensiunii arteriale și stopul cardiac. Mămicile care primesc în dar lăcrămioare trebuie să fie extrem de precaute și să nu lase aceste flori în vaze aflate în preajma copiilor. Copiii pot ingera bucăți din plantă și suferi vătămări grave sau chiar moartea din cauza glicozidelor toxice pe care le conțin atât frunzele cât și florile de mărgăritar. O mare atenție trebuie să acordăm și animăluțelor de companie, în special pisicilor. Pisicilor le place uneori să mestece frunzele plantelor și se pot otrăvi, chiar muri, dacă vor gusta din frunzele sau florile de mărgăritar. Ca să nu mai vorbim despre papagali sau orice alte păsări lăsate să zboare liber prin casă. Și ele pot muri dacă vor ciuguli frunzele și florile de mărgăritar. Bucătarii și cofetarii de lux știu că decorarea farfuriilor cu flori de mărgăritar poate pune în pericol viața clienților. Toți cei care gătim în casă și decorăm cu petale de flori farfuriile și platourile cu mâncăruri și deserturi delicioase, trebuie să excludem mărgăritarul ca opțiune de decorare pentru a nu risca otrăvirea celor dragi. Se subînțelege de ce Convallaria Maialis, alias mărgăritarul, dumbrăvioara, lăcrămioara sau iarba Sfântului Gheorghe a fost declarată de experți în anul 2014 drept planta toxică a anului. În pofida toxicității sale, mărgăritarul este utilizat în fitoterapie pentru acțiunile sale benefice, purgative, diuretice, antispastice și cardiotonice. Fitoterapeuții recomandă această plantă în terapia mai multor boli cardiace, nevralgii, manifestări neurovegetative, insuficiență aortică și mitrală, infarct miocardic, amețeli, dureri de cap,
gripă și pneumonie. Însă trebuie să știți că autoterapia este strict interzisă. Decoctul sau tinctura de mărgăritar se administrează doar la recomandarea și sub supravegherea medicului, întrucât supradozele pot fi mortale. Cei care au aflat acum că mărgăritarul este extrem de toxic vor trebui să se gândească de două ori înainte să cumpere și să dăruiască un buchet de mărgăritar. Aviz și celor care vor să recurgă la tratamente naturiste cu tinctură sau ceai de lăcrămioare. Aveți grijă așadar la ceea ce veți dărui de astăzi înainte. Oferta de flori și plante cu adevărat inofensive este foarte bogată. Aștept părerile voastre în comentarii și dacă apreciați că acest episod v-a fost util, nu uitați să distribuiți videoclipul pe rețelele de socializare, să-i dați un like și să vă abonați, activând totodată și clopoțelul pentru a nu rata noutățile viitoare. Pe curând și fiți binecuvântați cu cât mai multă energie pozitivă.